Bun găsit pe canalul Ortodoxia pentru Veșnicie. Continuăm cu ecumenismul de Visarion Moldoveanu, pagina 73. Ce legătură pot avea călugării cu ecumenismul? Monahii ortodoxi sunt primii care pătimesc din cauza ecumenismului și ultimii care vor rezista în calea lui. În primul rând, monahul ortodox este creștinul care nu are ce pierde, căci toate le-a lăsat pentru Hristos, casă, mamă, tată, funcție, avere, influență, putere. Singurul lucru de preț pentru care se nevoiește, se roagă, viețuiește și moare, este Hristosul Ortodoxiei. Monahul ortodox este creștinul care, auzind zilnic glasul Evangheliei, viața și învățăturile Sfinților Părinți, dămândește cugetul bisericii. Înțelegerea cea după adevăr a dreptei credințe. Dintotdeauna credința bisericii a rezistat prin mărturia monahilor și mucenicia lor. Până astăzi, orice abateri sau înnoiri într-o cele ale credinței sunt semnalate și combătute mai întâi de monahii ortodoxiei, care într-un cuget mărturisesc într-un glas adevărul neștirbit al Bisericii lui Hristos. Nu întâmplător, călugării Sfântului Munte Athos cu cei din Grecia, Serbia, Bulgaria, Rusia, America, România și din toate celelalte țări ortodoxe împărtășesc astăzi aceeași gândire asupra ecumenismului, numindu-l hotărât și fără ezitare erezia ereziilor. Însă contraofensiva ecumeniștilor este perfidă și amăgitoare, căci văzând că pe tărâmul teologiei, al scripturii și predaniei pot pierde, rușinos luptă datorită lipsei de argumente, au ridicat o luptă de denigrare a monahismului. Astfel, sub un demn înfățarnic, ascultare și supunere, unii ierari ecumeniști trădători caută să bage pumnul în gură și să instaureze cu sila, sub amenințări, teroare și șantaj, dictatura ecumenismului în monahism și în biserică. Deja, pentru cei mulți, ecumenismul a devenit politică de stat, a devenit ortodoxie. Așadar, rezistența împotriva noii ortodoxii este socotită drept schismă și răzvrătire. Monahii antiecumeniști devenind oficial niște personaje mai periculoase decât teroriștii. Vedem cum roadele ecumenismului s-au copt, iar viclenia, duplicitatea, dublul gândit și dublul vorbit au atins maximul. Trădătorii au ajuns să strige trădare, eretici au ajuns să acuze pe drept măritor de erezie. Apostații pe ortodoxi de apostazie, călcătorii de adevăr vor dreptate, schismatici strigă, nu faceți schismă, iar iubirea ecumeniștilor varsă sânge de frate. În chip ciudat, toleranța și dragostea cu care reprezentanții ortodoxi se laudă atât de mult și pe care o rată ereticilor peste hotare, se transformă în cea mai cruntă prigoană atunci când liderii se întorc acasă la frații care nu sunt de un cunget cu dânsii. Nu e greu de înțeles de ce astăzi monahismul românesc a ajuns să nu mai aibă voie să existe, să scrie și să mărturisească fără a avea legitimație sau autorizație. Iar cei care nu se supun directivelor ajung să pătimească tratamente desprinse de cunoscutul tipic comunist. Bătăi, dați afară din mănăstire sau din eparhie, dezbrăcați, opriți de a mai sluji,
ca preoți, de a mai spovedi, denigranți, ca inculți, răzvrătiți, proști, bolnavi de misticism, schismatici, talibani, fundamentaliști, nebuni, înșelați, etc. Nu putem trece cu vederea nici credința cea vie și nezdruncinată a părinților români contemporani, prigoniți prin cele mai mărșave mijloace pentru viața și mărturisirea lor ortodoxă. Arsenie Papacioc, din Techirghiol, Adrian Făgețeanu, fost la Antim, Justin Pârvu din Petru Vodă, Antim de la Sihăstria, Calistrache Fandra, a fost Calistrada, mă, nu mai este. Pe Calistrat Chifan a fost ecumenist, a fost anticumenist, acum este ecumenist și a scăpat opinia. Când a fost la Bârnova, a fost anti-ecumenist, acum este ecumenist la Vlădiceni. Atunci începem. Reluăm atunci. Nu putem trece cu vederea, nici credința, cea vie și nezdruncinată a părinților români contemporani prigoniți prin cele mai mărșave mijloace pentru viața și mărturisirea lor ortodoxă. Arsenie Papacioc din Techirghiol, Adrian Făgețeanu, fost la Antim, Justin Pârvu din Petru Vodă, Antim de la Sihăstria, Eftimia Mitra de la Huța și părintele Macarie Banu de la Schitoituz și alții. Pătimile părinților de mai sus sunt de spitele noastre cu care alegem să ne luăm sau nu la trântă ispitirii care lasă deocamdată să se vadă doar vârful ascuțit al unui iceberg ecumenist care caută să scufunde în adâncurile pierzane corabia și corăbierii bisericii. A început vremea unor noi prigoniri și viclene de fermări ale adevăraților ortodoxi, venite din partea fraților care au trădat de mult adevărul și iubirea dreptei credințe într-un Hristos ce răstignit și înviat. Întristătoare este această față ascunsă a ecumenismului și a ecumeniștilor atâta timp când aceștia cred că prin prigoană, silnicie, manipulare și bajocură, credința cea dreaptă din inimile adevăraților ortodoxi poate fi reeducată sau convertită. E bine să ai duhovnic ecumenist, te poate învăța dreapta credință și spate a călăuzi sufletul către mântuire? Duhovnicul ecumenist este cea mai mare primejdie pentru creștinul ortodox, sincer și neștiutor. Duhovnicul ecumenist, deși are harul preoției, nu poate arăta nimănui calea mântuirii atâta timp cât sufletul său nu mai deosebește dreapta credință de reaua credință. Ortodoxia de erezie, adevărul de minciună, sunt ca niște doctori bolnavi despre care Hristos spune: lăsați-i pe ei, sunt călăuze oarbe orbilor și dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. Matei 15:14. Prin alipirea sa de ecumenism, clericul a căzut în erezie, lepădându-se deci de Hristos, fiind astfel blestemat de sfinții părinți și scos în afara bisericii, chiar dacă mai mari biserici, mulți dintre ei tot ecumeniști, nu i-au luat preoția catelisindu-l. Duhovnicul ecumenist, fiind egal în rătăcire și apostazie atât cu ereticii cât și cu păgânii, e cu adevărat dușman al sfinților și al bisericii, vrăjmaș al lui Hristos și al oricărui ortodox doritor de mântuire. În consecință, avia duhovnic ecumenist e tot una cu a te lepăda de bunăvoie de Hristos. Cum cunoști că ai duhovnic ecumenist? Cel mai vizibil este faptul că duhovnicul ecumenist nu consideră ecumenismul o erezie. În al doilea rând, acesta nu crede că mai există erezii și eretici în zilele noastre, ci doar alt fel de creștini sau diferite creștinisme. Duhovnicul ecumenist nu vorbește deloc sau rare ori și va despre sfinții părinți și ai bisericii,
ne îndemnând la urmarea viețuirii lor sfinte, nu vorbește despre mântuirea prin pocăință, curaj, suferință, pătimire, mucenicie, cruce și moarte pentru credința ortodoxă. Nu pomenește nimic despre apostați, eretici, atei, păgâni, hulitori și lepădați de biserică, de anatemele, blestemele și afurisenile date de sfinții părinți tuturor confesiunilor, cultelor, credinților și bisericilor, cu tot cu întemeitorii lor ucigași de mucenici, astăzi înfrățiți cu arhiereii ziși ortodoxi. Duhovnicul ecumenist nu ți arată ce este și cum să aperi dreapta credință, nu-ți vorbește despre dușmanii bisericii, ci din potrivă, birui de trai bun și viața lungă, spune că totul e bine și frumos, iar biserica are numai surori și prieteni. Sau crede și spune public ori în taină că biserici sunt mai multe, numindu-le părți ale întregului, ramificații ale adevărului, rudenii spirituale, surori ale ortodoxiei, că în ortodoxie nu ar fi altceva decât o părticică a Marii Biserici Universale, care încă nu ar exista, dar crește, se dezvoltă, evoluează în timp și se desăvârșește în viitor. Duhovnicul ecumenist leagă prietenii cu slujitorii și credincioșii și ai altor culte, admirând la ritualurile și pregătirea, cultura, seriozitatea, educația, trăirea, corectitudinea, hărnicia, emanciparea, etc., virtuți omenești netrebuincioase ortodoxilor pentru a se mântui și proprii ereticilor și păgânilor. Duhovnicul ecumenist nu discută niciodată la spovedanie despre ecumenism, ori tratează îngăduitor, afirmând că ecumenismul nu se arată a fi o primejdie adevărată pentru biserică, ba uneori lăudându-i încântat și fără ezitări binefacerile pacifiste. Când este bine a mustra pe episcopul, preotul sau duhovnicul ecumenist a nu mai participa la slujbele lor și nici a te mai împărtăși din mâna lor. În chip neobișnuit, creștinul de rând a desprins o anumită sfială, una și apărea credința ortodoxă, o lipsă de atitudine hotărâtă și îndemnă atunci când cele ale credințe sunt bajocorite. Cu adevărat, îndemnul Sfântului Apostol Pavel este mai actual ca oricând, deci nu te rușinea de a mărturisi pe Domnul nostru, nici pe mine, cel pus în lanțuri, pentru el, ci pătimește împreună cu mine, pentru Evanghelia, după puterea de la Dumnezeu. Timotei 1:8. Sfinții părinți ne-au arătat că ascultare, respectul, prietenia, cumințenia sunt până la păcat, până când episcopul, preotul, ori duhovnicul se roagă, slujește, liturghisește și se împărtășește la un loc cu slujitorii altor credințe, catolici, greco-catolici, armeni, copți, protestanți, luterani și calvini, anglicani, neoprotestanți, baptiști, adventiști, evangeliști, șalțăretici, penticostali, ohoviști, mormoni, masoni, etc., apostați și ecumeniști. Păcat este când, în numerate rânduri, simpli ortodoxi au fost invitați și s-au obligat să participe și eventual să împărtășească la împreună slujire cu ereticii. Păcat este și atunci când episcopul, preotul, ori duhovnicul aduce în biserică, așa zis și prelați, pastori, preotese, cardinali, episcopese, ori alte oficialități eretice, profesori, pedagogi, educatori, instructori, pentru a propovădui, a predica, a boteza, a cununa, a mormânta sau a săvârși orice altă ceremonie ecumenistă. Păcat este și atunci când episcopul, preotul, duhovnicul merge el însuși în capiștele, lăcașurile ereticilor, pentru a predica, a propovădui, a boteza, a cununa, a înmormânta după rânduielile ortodoxe ori neortodoxe, dovedind astfel că este ecumenist. Clericii ecumeniști s-au abătut de la calea Evangheliei, dar doresc să arate drept propovăditori ai celor sfinte, voind să fie învățători ai legii, dar neînțelegând nici cele ce spun, nici cele pentru care dau adeverire. 1 Timotei 1:7.
trebuie să cunoaștem că episcopului, preotului sau duhovnicului ecumenist nu-i este frică nici de Dumnezeu, altfel nu l-ar fi trădat nici de moarte, altfel s-ar fi coșa de o sândă ce l-așteaptă. Ecumeniștilor ortodoxi le-e frică numai de poporul cel binecredincios de glasul care se ridică și îi mustră atunci când se vârșesc fără de lege în biserică. Dacă glasul de mărilor se va acoperi mai departe de tăcere, nu peste mult timp, va ajunge să trăiască într-o ortodoxie ecumenistă în care nici călugării, nici preoții și nici creștinii nu vor mai avea curajul și râvna Sfântului Proroc Ilie sau asprimea Sfântului Ioan Botezătorul, care mustrau, certau, amenințau, strecau, îndreptau, tocmai pentru a tulbura, deranja și supăra pe cei rătăciți, indiferent de rang și vreazlă. Să nu credeți că ortodoxii care privesc cu nepăsare la problemele prin care trece astăzi biserica, ca cei ortodoxi care își ascund lașitatea, spatele cumințenii, ascultarea neștiinței sau neputinței, ca cei ortodoxi care își smintesc, s-au întors capul atunci când frații lor într-o credință sunt prigoniți, vor scăpa de tăvălugul ecumenismului, vor scăpa la rândul lor, la rândule, de răspunsul la întrebarea vitală. Te lepezi sau nu de Hristos? Nimeni nu va scăpa neîntrebat sau necercetat, numai mai devreme sau mai târziu. Nu credința bisericii, ci credința noastră este supusă ispitirii și căderii. Dreapta credință este adevărul de care nu trebuie să ne dezlipim. Este chipul lui Hristos din noi care trebuie să apărat cu orice preț și toți trebuie să fim pregătiți să ne apărăm la nevoie credința după dreptarul și mărturia Sfinților. Nimeni să nu ne stăpânească în credința noastră niciun împărat, niciun ierar, niciun mincinos sinod, nici altcineva, ci numai unul Dumnezeu și păstrați Sfânta Ortodoxie, care atât prin Hristos Iisus, cât și prin apostolii săi, ne-a fost dăruită nouă. Sfântul Ierarh Marcu al Efesului. Unitatea bisericii nu depinde doar de ascultarea față de o autoritate supremă. Nu e o problemă de subordonare și supunere față de superior, ci unitatea bisericii dată de comunia liturgică cu trupul și sângele lui Hristos, unimea duhovnicească în Sfânta Treime. Episcopilor le s-a hărăzit de Hristos a viețuit Duhul Smerenie și datorită acestui fapt, niciun ierarh nu este îngăduit a se crede pe sine stătător sau stăpân peste popor, ci rânduit într-o egală comuniune cu ceilalți episcopi ca să țină împreună învățătura lui Hristos și rânduiala liturgică și canonică unitară a bisericii, singura prin care Hristos voiește a lucra și împlini mântuirea oamenilor. În același duh, Apostolul Petru sfătuiește: păstoriți turma lui Dumnezeu, odată în paza, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci în dragoste, nu ca și cum ați fi stăpâni peste biserici, ci pilde făcându-vă turmei. 1 Petru 5, versetele 2 și 3. Poporul ortodox trebuie să fie conștient de faptul că nu datorează nicio ascultare a vreunui episcop, oricâte doctorate sau medalii ar avea, când acel episcop încetează de a mai fi ortodox în duh și mărturisire, de credință și deschis, îi urmează peretici sub pretenții de unire, conlucrare și iubire frățească. Din potrivă, ortodoxii sunt obligați să se depărteze de el și să mărturisească dreapta în credință, deoarece un episcop a încetat de a mai fi episcop din momentul în care a încetat de a mai fi ortodox. Adevărați preoți și episcopi vor fi cei care vor trăi, gândi și învăța așa cum Sfinții Părinți ar fi făcut-o, așa se va păstra adevărata biserică vie și nevătămată. Partea a treia. Ecumenismul și venirea lui Antichrist. Este doar o singură biserică a lui Hristos, cea sfântă apostolească și sobornicească, nu mai multe, nici măcar două, iar celelalte sunt sinagogi ale celor ce vicrănesc și e sinod ale răzvrătiților. Este nevoie să păzești toate fără de tegadă și mai presus de toate cele ale credinței. Dacă te-ai bătut cât nu-și de puțin de la cele drepte, păcătuiești păcate
moarte și toți cât păzesc cele pe care fie unul dintre părinți le-a scris în chip particular, fie un sinod local le-a statunicit, au dreapta judecată, Sfântul Foti cel Mare, în secolul X. Cum va lucra Antichrist la căderea omului în cele de pe urmă veac? Duhul Antichrist se pitește acolo unde Hristos este denaturat, câtuși de puțin, dacă vechii antichriști erau magi și vrăjitori care lucreau în bezna istoriei, astăzi noi antichriști au ieșit la lumină luând chipul politicianului, filozofului, artistului, teologului. Întotdeauna a existat un rău manifestat prin legile și dreptatea lumii, în filozofia, teologia, cultura și arda oamenilor, faptele și lucrările hulitorilor de Hristos, se împletesc cu istoria lumii, cu prezentul social, cu fenomenul religios, continuând și întărind în toate formele dorința nebună a primului înger căzut din ceruri, acela de a-L înlocui pe Dumnezeu. Înmulțind încetat neghinele răului, Satan a ales ca în fiecare apariție de crezuri creștine eretice în această lume, pe lângă crearea unei umbre, a unei false dumnezeiri, a unui Hristos arianist, revoluționar, umanist, panteist, progresist, ecumenist sau liberal, să lasă și câteva porții teologice prin care Antichrist să-și facă simțită la momentul potrivit, în chip legal și corect, chemarea și prezența direct în mijlocul și în chemarea și prezența direct în mijlocul și în inima creștinilor. Altfel spus, acel Hristos atent, elaborat de teologiile noilor sau vechilor creștinisme eretice, nu este în fond decât o altă înfățișare a Antichristului. Nu întâmplător, firele istorice ale resurilor creștine și păgânismelor întemeitoare de recrezuri, religii și zei au ajuns astăzi, mai mult ca oricând, să-și înnoie de vârfurile prin redescoperirea asemănărilor religioase și nu întâmplător există deja în vremurile noastre organizația numită ecumenism care se străduiește să netezească și să călăuzească drumurile tuturor religiilor acestei lumi într-un singur punct. Este ușor de înțeles pricina căci același duh rău care a aruncat și la umbra cărui au crescut semințele necredinților în lume întrezește acum terenul venirii triumfale a Antichristului. Toate cele ale lui Hristos au un rost al existenței și o desăvârșire spre care se îndreaptă o împlinire a afacerii în Apocalipsă. Cele aflate în afara acestui rost devin germenii antichristici prin care o epocă sau o cultură sau o religie se umple de duh rău și se revarsă mai înapoi în bolnăvințele ale creației. Acum roadelor celor care nu s-au lepădat de satana și de toate lucrurile lui stau în imitarea lucrării lui Hristos în lume. Tocmai pentru a-L nega și înlocui pe Hristos, ține chiar de natura religioasă a lui Antichrist și să prezinte împărăția cerurilor ca fiind a sa, iar împărăția morții ca și când ar fi planul eșuat al lui Hristos cel răstignit. De aceea ecumenismul cel bun și iubitor vine ca o tentativă de resuscitare a creștinismului, cel învechit, crud și dezbinat. Ce anume a determinat nașterea ecumenismului, un nou sistem social, o nouă filozofie umanistă, vine întotdeauna în urma unei reacții de negare sau de evoluție față de un concept sau o cultură anterioară. În cazul de față, principiilor socialiste li s-a atașat o latură religioasă născându-se astfel ecumenismul, înfrățirea dintre cele două ideologii fiind mai mult decât evidentă. Amândouă s-au zămizlit în apus din gândiri revoluționare și sub lozinci gen libertate, egalitate, fraternitate.
Nu întâmplător și comunismul și ecumenismul au avut întemeitori și lideri masoni, arătând acum același duh rău, îi bântuie și le inspiră în taină sufletele. Amândouă luptă pentru o epocă de aur aici pe pământ, legiferând republici și socialisme, creștinisme și religii utopice unde fericirea umanității va fi desăvârșită când toate deosebirile de clasă, rasă, respectiv dogmă și cult vor fi dispărut. Socialismul, ca și ecumenismul, în plan religios, dincolo de propagandă, nu numai că nu a împlinit promisiunile unei societăți perfecte, dar a și condus la ruinarea națiunilor creștinismilor pe care le-a stăpânit. Ecumenismul vine ca o scăpare din socialism, ducând la cealaltă extremă binefacerile totalitariste, ca acolo unde comunismul a eșuat, ecumenismul se izbutească. Ecumenismul socializează creștinismul, acesta devenind un bun comun al colectivității în sprijinul legalizării și nivelării sociale, toți la fel și al echității umaniste, toți au dreptate. Și comunismul și ecumenismul au o structură piramidală care legitimează treptat drepturile unor aleși ce pot hotărâ absolut orice în numele societății respectiv al creștinismului, centralizarea devenind încet încet camuflajul dictaturii social-religioase. Ca în orice dictatură, opoziția, părările contrare nu sunt acoperite, nu sunt acceptate. Ca în orice dictatură, opoziția, părările contrare nu sunt acceptate, dizidenții fiind acuzați de răzvrătire, de uneltire, de subminare a valorilor comune, de luptă împotriva păcii, unității și libertății universale și găsiți vinovați de eșecurile sistemului. De fapt, nu contează cum se împlinesc idealurile, atât timp cum scopul, finalitatea și a comunismului socialist și a ecumenismului unionist rămân aceeași, o singură credință, un singur stat, un singur conducător. Comunismul a fost demonic, ecumenismul este antihristic, precum socialismul a suprit creștinismul, așa ecumenismul pregătește venirea antihristului. Stran este însă atitudinea ortodoxilor români, care fungi de un om de un comunism, care l-a negat din răsputeri pe Hristos Dumnezeu, se aruncă bucuroși în brațele unui ecumenism care vine și recunoaște toți Dumnezeii lumii. Oare nu ecumenismul de astăzi, încă neînțeles, va fi de plinătate împlinirea creștinismului la sfârșitul veacurilor? Scriptura ne descrie în capitolul 24 al Evangheliei de la Matei semnele venirii lui Hristos, chipul bisericii și viața acestei lumi în cel de pe urmă veac, în cuvinte deosebite îngrijătoare. Mulți vor veni în numele meu și pe mulți îi vor amăgi. Mulți proroci mincinoși se vor scula și îi vor amăgi pe mulți. Unde este aici viziunea încântătoare, viitorul de aur al ecumenismului creștin, atunci când evanghelistul ne spune că cei mulți se vor amăgi? Unde este unitatea în diversitate când Scriptura ne îndeamnă să fugim, să ne ascundem, căci toată lumea va trece prin strâmtorarea acelor zile? Unde este Biserica Mondială Unită, în care toți oamenii vor fi înfrățiți prin legătura dragostei, când Evanghelia spune că din pricina mulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci? Unde este pământul făgăduinței promis de ecumenism, în care toți oamenii vor fi tratați, vor fi frați în aceeași credință și vor alega bucuroși, ținându-se de mână peste cuprinsul înverzit al pământului, când Evanghelia spune că se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri, atunci mulți se vor minti și se vor vinde unii pe alții și se vor ură unii pe alții. Unde este biruința oamenilor buni și credincioși care vor reuni biserica cea sfântă și vor domni împreună cu Hristos pe acest pământ, când Mântuitorul ne învață să fugim atunci când veți vedea urăciunea pustirii, ce s-a zis prin Daniel prorocul, stând în locul cel sfânt. Așadar, viitorul creștinismului nu va fi deloc frumos și încântător, nu va avea nimic în comun cu progresul și bunăstarea lumii astea, cu năzuințele unioniste ale împăraților și religioșilor acestei lumi,
Biserica celor puțini va fi prigonită de cei mulți, fiindcă ortodoxia va fi nebunie pentru cei căzuți în idolatria, deșertăciunea și apostazia universală, iar adevărații creștini se vor deosebi într-un singur chip de ceilalți oameni credincioși după spusele Mântuitorului. Vă vor da pe voi spre surprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. De aceea nu Cristul ecumenismului, ci Hristosul ortodoxiei este cel adevărat, căci nu s-a neanlocuit, nu ne-a îndulcit auzurile, spunându-ne că totul o să fie frumos, căldus și bine, că nu trebuie să mai avem vreo grijă, căci că vom bea paharul pătimirii. Cei care vor să unească așa numitele biserici creștine nu cred în biserica apostolică și nici în Hristosul propovăduit de apostoli și mărturisit de mucenici. Ecumeniștii doar se folosesc de creștinism și de biserică pentru a-și atinge propriile interese imperialiste. Țelul lor este ridicarea unei împărății pământești în care să supună, să îngenuncheze și să înfrățească pe toți oamenii acestei lumi. Prin ce se face vinovat de ecumenismul de venirea lui Antichrist? Ne dă Scriptura învățătură în acest sens? Capitolul 17 al Apocalipsei ne vestește ridicarea unui nou Babilon în care va trona Antichristul, fiara cea roșie, și purtând pe spinarea fiarei, va fi desfinată cea mare, biserica apostată, cea care va mâna prin credința în ecumenism întreaga lume și la închinarea înaintea noului Dumnezeu. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară roșie, plină de nume de hulă, având 7 capete și 10 coarne, și femeia era îmbrăcată în purpură și în stofa stacojie, și împodobită cu aur și cu pietre scumpe și cu mărgăritare, având în mână un potir de aur, plin de urăciunile și de necurățire și de sfârnării ei. Iar pe fruntea ei este scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și a urăciunilor pământului. Cât de limpede scrie Sfântul Ioan Evanghelistul strălucirea și fastul în care va fi învelită necurăția, stofă stacojie împodobită cu aur și cu pietre scumpe, mărgăritare, potir de aur, o urăciune întinsă peste tot pământul. În tocmai ca în cele ale Scripturii, Sfântul Lavrentie al Cernigovului, anul 1950, prorocește prin descoperire dumnezeiască, arătând ortodoxilor de astăzi chipul viitoare biserici ecumeniste. Vine timpul și nu e departe când foarte multe biserici și mănăstiri se vor deschide în slujba Domnului, se vor repara, le vor reface, nu numai pe dinăuntru, ci și pe din afară, vor auri și acoperișilor bisericilor, cât și ale cloponiților, dar preoțimea ne va lucra la sufletul credinciosului, ci numai la călămizile lui Faraon, preotul nu va mai face misiune. Când se vor termina lucrurile, nu se vor putea bucura de slujbele duhovnicești în ele, că va veni vremea împărăției lui Antichrist și el va fi pus împărat. Să zicem aici că peste nu mult timp biserica va căpăta o altă înfățișoară, alta decât cea de până astăzi. Multă strălucire și fală vor avea atunci zidirile norod, mult se va îmbulzi să se cumince din potire de aur. Ochii celor mulți vor fi răpiți de frumusețea slujbelor și strălucirea veșmintilor împodobite cu aur și cu pietre scumpe. Predicile vor povesti pe întins pământul biruința iubirii asupra iurii, a unirii asupra dezbinării, și orbiți de atâta strălucire, credincioșii nu vor mai vedea că harul lui Dumnezeu nu va mai slăjui printre dânsii. Îndestulați și slăviți, neprigoniți și neosândiți, nu vor mai prețui atunci sărmane singurul lucru de trebuință pe care ar fi trebuit să-l păstreze pentru a sufletului mântuire, credința cea dreaptă. Cei care acum ciuntesc de liturghie, atunci vor preschimba cu totul. Cei care acum împuținează credința, atunci vor vinde cu totul. Cei ce acum și-au dat sufletul ecumenismului, atunci se vor pecetrui cu semnul fiarei. Cele ce acum par mici și nesemnate vor alcătui la sfârșitul lanțul robiei și încununarea apostaziei, numai că atunci nu vor mai putea face nimic. Iar harul lui Hristos se va retrage din biserice înalte, din slujbele frumoase, din potrile aurite,
se va pogori acolo unde va fi mărturisit adevărul, unde se va prigoni pentru dreptate, unde se va înseta și flămânzi pentru adevărata credință și prorocia de mai sus continuă. Luați aminte la toate cele ce vă spun, căci totul se pregătește cu mare viclenie. Toate bisericile și toate mănăstirile vor fi într-o bunăstare imensă, plină de bogății ca niciodată. Dar să nu mergeți în ele, Antichrist va fi întronat ca împărat în Marea Biserică din Ierusalim. Cu participarea clerului și a patriarhului, bisericile vor fi deschise, dar creștinul ortodox trăitor nu va putea intra în ele ca să se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfă fără de sânge a lui Iisus Hristos. În ele va fi toată dăunarea satanică. Mult curaj le va trebui celor puțini spre a se împotrivi valorilor tulumii, cu riscul de a fi socotiți mintiți nebuni sau răzvătiți și de a fi supuși abuzurilor puterii. Mult înțelepciune va trebui unui ortodox ca să discearnă adevărul acolo unde toți ceilalți vor vedea o nebunie. Pentru timpurile noastre, viclenia veacurilor este credința deghizată în credință și o travă îndulcită. Cine se va lăsa înșelat de aparențe, cine nu va deosebi, biserica de Babilon va fi pierdut. Deci Antichrist va alege tocmai ecumenismul și gnosticismul sau satanismul ca să reprezinte? Fiindcă universalitatea de azi a ecumenismului va fi totalitarismul de mâine al Antichristului. Hristosul ecumenismului de astăzi va fi Antichristul religiei globale de mâine. Pofta de căpătâi a lui Antichrist este pierderea celor care sunt al lui Hristos, nu a celor care pregătesc deja venirea. Celelalte religii nu prevestesc apariția unui anti-Krishna, anti-Buddha sau anti-Allah, ci dimpotrivă reîncarnarea lui Buddha, venirea lui Imam Mahdi, ba chiar nașa unui nou Mesia. Fiecare dintre aceștia venind ca salvatori ai lumii și mai mari înțelepți religioși. Numai creștinismul arată chipul unui antihristos care nu va fi binefăcătorul, ci nimicitorul omenirii. Sfântul Dorotei învață: nicio răutate și nici unul dintre resuri, nici însuși diavolul nu poate să înșele pe cineva, decât numai dacă se preface în chipul faptei bune. După cum și Sfântul Apostol zice că însuși diavolul se preface în îngerul de lumină. Lumea Babilonului va fi adunarea creștinilor înfrățiți și cu eretici și păgânii, o lume care nu va accepta ca cineva să fie pesimist în privința religiei universale pe care așa de încrezători a să o vestesc. În lincatul lui Antichrist nu se va îngădui dezordinea, nu vor fi credințe autonome sau certuri din cauza Dumnezeilor. Diavolul cu trup de om va sta în templul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu și toți oamenii de pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții, îi vor aduce închinare în cadrul unui cult religios, căci fiarei îi se dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și s-a dat întâi putere peste toată seminția, poporul și limba și neamul, și se vor închina ei toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului celor înjunghiat. Apocalipsa 13, versetele 7 și 8. Pentru toți acești ortodoxi, catolici și protestanți, doar o religie va exista, creștinismul antichrist. Mai devreme sau mai târziu, toate cultele, bisericile și religiile vor fi unite în aceea universalitate a necredințelor, chiar și cei aleși vor fi în primejdie de a pierde calea. Când Fiul Omului va veni, îi va găsi pe oameni închinându-se unui alt Hristos, unui nou Dumnezeu căruia mulțimile cu inimile împietrite și mințe înșelate îi vor îngenunchea întreaga lor viață. Cartea asta de țele, aceasta ecumenismul de buștile consuri, și se invisa în Moldovianu, cu umilitele.ro. Din cartea,
ecumenismul între voi și răspunsuri pe înțelesul tuturor. Deie Româna, Visarion Moldoveanu, Editura Vicovia, Bacău, 2008. Mulțumim site-ului mirem.ro. Acesta a fost ecumenismul. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută, mântuim la toți și mâncavar raiul.